Ce înseamnă pentru PSD Buzău tot ce s-a întâmplat cu domnul Băgiu? E o bilă neagră? Da, este, eu vă spun că da, este o mare problemă, pentru că domnul Băgiu Cristinel știa în momentul de față toate problemele județului. În campania electorală, o lună și jumătate, a luat la cunoștință real de toate problemele fiecărei comunități din județul Buzău, iar proiectele începuseră să se desfășoare foarte bine, în sensul în care cele de apă, canal, de drumuri, prinseseră, cum să spun, față și începeau să se desfășoare astfel încât condițiile de viață ale cetățenilor județului Buzău să crească. Într-adevăr, este o mare problemă pentru faptul că a fost arestat. Sper ca în continuare vicepreședintele Consiliului Județean să ducă mai departe aceste proiecte. Vă pare rău că l-ați adus pe domnul Băgiu în PSD? Nu, nu îmi pare rău că l-am adus. Îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat. Nu îmi pare rău și, pe de altă parte, îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat, pentru că de-abia, în momentul de față, în cursul acestui an, județul Buzău a beneficiat de foarte multe resurse financiare ca urmare a proiectelor care s-au desfășurat. Mi-ar pare rău ca ele să fie stagnate. Vă dați seama ce înseamnă să rămână atâția oameni iar fără apă, fără canal, fără drumuri, dar sper ca ele să continue sub viitoarea conducere. V-ați gândit vreun moment să vă dați demisia din funcția de președinte al PSD Buzău cu toate aceste probleme majore la vârf? Haideți să vă spun, în niciun caz nu m-am gândit să îmi dau demisia, pentru că în Buzău, evident că Partidul Social Democrat a câștigat, a fost unul din primele scoruri pe țară și încă o dată spun, lucrurile se așezaseră destul de bine. Nu, eu sper ca în continuare lucrurile să se desfășoare bine și sunt sigur că Partidul Social Democrat, dacă va considera că trebuie reformat, se va reforma evident de la centru către margine, de la cei care n-au avut rezultate la cei care au avut rezultate.